În această zi aș vrea să vorbesc despre Iisus Hristos, regele care plânge. Textul biblic pe care aș vrea să-l folosesc este din Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 28. Dar această procesiune a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este o procesiune demnă de un rege adevărat. Este un eveniment istoric consemnat în Evangheliile din Noul Testament. Și e foarte important lucrul acesta pentru că începe săptămâna mare din viața Domnului Isus. Vă invit să privim la Isus în această dimineață, la modul în care El își pregătește intrarea sa în Ierusalim, și la cuvintele pe care le folosește adresându-se Ierusalimului, și să aflăm câteva adevăruri pentru noi. Această intrare a Domnului Isus este pregătită de, de către El însuși. Și vom observa acest lucru privind la detaliile uh, sărbătorii de astăzi. Observăm că încă din capitolul 9 din Evanghelia după Luca, Domnul Isus Hristos își îndreaptă fața hotărât să meargă la Ierusalim. Momentul acesta al intrării este un moment decis de Mântuitorul. Și în Luca, capitolul 9, versetul 51, ni se spune că el și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Spre Ierusalim, el face minuni în drumul acesta, vindecă oamenii, îi învață despre împărăția lui Dumnezeu, dar nu uită scopul pe care îl are și pentru care a venit pe pământ, aceea să mântuiască pe cei păcătoși. Iar în capitolul 19 din Evanghelia după Luca, versetul 10, avem versetul cheia a Evangheliei. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Haideți să ne uităm la textul de astăzi. Luca, capitolul 19, începând cu versetul 28. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfagia și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi -l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, Pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își, aruncau, își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Textul Evangheliei după Luca, pentru sărbătoarea aceasta a intrării Domnului nostru Isus Hristos în Ierusalim. La nuta din Cana Galilei, Domnul Iisus Hristos i-a spus mamei sale, femeie, nu mi-a venit încă ceasul. Mama rugându-l pe Domnul Iisus Hristos să facă o minune, pentru că nu și nu mai aveau vin. La minunile pe care le-a făcut, de obicei Domnul Iisus Hristos spunea oamenilor, du-te de te arată celor din casa ta. Spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Leprosului i-a spus, du-te și arată-te preoților. De data aceasta vedem din partea Domnului Isus Hristos o schimbare de atitudine. Este hotărât, îndreptat să meargă spre Ierusalim pentru a împlini scopul pentru care a venit pe pământ. După mulțirea pâinilor, oamenii au vrut să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat. Vă amintiți, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, găsim lucrul acesta și ceea ce este surprinzător este că atunci el se duce în munte singur. Când Pilat face afirmația, atunci un împărat tot ești. Isus răspunde, da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu, iar Pilat îl întreabă, ce este adevărul? Isus știe exact timpul potrivit pentru a se oferi ca jertfă supremă. El este acela care conduce evenimentele, nu evenimentele îl conduc pe el. Și transformă orice circumstanță din viața lui pentru a-și atinge scopul său măreț. A făcut totul la timpul potrivit, împlinind profețiile din Vechiul Testament. Și vreau să învățăm un prim lucru astăzi, în ziua aceasta de florii. Toate au timpul lor, sau există un timp potrivit pentru orice. Cred că este important să nu grăbim nici noi succesiunea evenimentelor din viața noastră și să ne bucurăm de fiecare etapă pe care noi o trăim. O mamă s-ar putea să spună astăzi că abia așteaptă să scape de timpul în care copiii sunt mici. Se uită poate la mamele care au copii mari și abia așteaptă să ajungă la etapa aceea. Și să stea și să se bucure. Așa se întâmplă. Vrem să grăbim lucrurile din viața noastră și să nu ne bucurăm de fiecare etapă pe care noi o trăim. Chiar dacă este dificil, chiar dacă trebuie să ne implicăm poate într-un mod susținut atunci când avem copii mici, trebuie să ne bucurăm de această etapă din viața noastră pentru că este o etapă frumoasă. Copiii vor crește. Și mai devreme sau mai târziu vor pleca din casele noastre. Dar de ce ne grăbim așa? Unde vrem să ajungem? De ce nu reușim să ne bucurăm de fiecare moment din viața noastră? Vrem ca toate lucrurile din casa noastră să fie dungă. Mai ales când sunt copii mici și aveam musafiri în casa noastră, lucrurile se complicau cel mai mult între mine și soția mea. Cele mai multe discuții între mine și Nico au fost pe tema curățeniei. Și mai ales atunci când aveam musafiri. Da, e adevărat că trebuie să fie curat în casă, trebuie să implicăm și pe toți cei din casă, și bărbați, și femei, și copii, și băieți, și fete, în chestiuni administrative și lucrul acesta înseamnă responsabilitate. Dar dacă copilul tău care are șase ani ți-a murdărit un perete, și a tras o dungă pe peretele din bucătărie. nu e așa că te-a pus să zugrăvești toată bucătăria? Și știi că nu mai e codul de culoare. Sau în sufragerie mai ales, pentru că acolo vin oamenii. Da, vine timpul când trebuie să ne căsătorim, vine timpul când vom avea copii, va veni timpul când ne vom angaja, vom munci, va veni timpul când ne vom pensiona. Va veni timpul când vom muri. Și cu siguranță, dacă eu aș lua viața de la început, aș face poate lucrurile diferit în multe etape din viața mea și aș avea o, ate, o altă atitudine. Mardocheu îi spune Esterei, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta te-a așezat Dumnezeu la împărăție. Dacă ești soț. Fă tot ce trebuie ca soț. Dacă ești tată, inițiază procesul echipării copiilor tăi. Cine vrei să aibă grijă de copiii tăi? Acum este timpul potrivit pentru a investi în relația cu ei. Mai târziu o vor face prietenii lor sau alte persoane. Dacă ești soție, acum e timpul potrivit să-ți încurajezi soțul. Să-i arăți respectul și să știe de la tine că ești un sprijin pentru el de nădejde. Dragii mei, e important să știm fiecare etapă din viața noastră și să facem lucrurile bine, la timpul potrivit. Ce vrei să faci cu viața ta? Spre ce vrei să te îndrepți? Dar cu darurile pe care Dumnezeu le-a investit în tine, ce vrei să faci cu ele? Chiar dacă anumite circunstanțe sunt dificile în viețile noastre, totuși, noi nu trebuie să ne lăsăm conduși de ele. Sau dacă sunt circunstanțe potrivite în viața noastră, trebuie să ne gândim de mai multe ori până să luăm o decizie să mergem în direcția respectivă. Eu cred că principiul care ne va ajuta să luăm decizia cea mai bună este acesta. Cum împlinesc scriptura prin ceea ce urmează să fac în următoarea etapă în viața mea, sau cum va fi Dumnezeu slăvit prin acțiunile mele. Ar fi tare bine să știm când să vorbim și când să nu vorbim. Și ar fi bine să știm și ce să vorbim. Am observat din viața mea că niciodată n-am greșit când am vorbit și am încurajat pe cineva. Există un timp potrivit pentru toate. Toate își au vremea lor. Uneori noi oamenii ne grăbim sau amânăm. Ce bine ar fi să știm timpul în care să acționăm și timpul în care să nu acționăm, să stăm pe loc. Vreau să vă spun că timpul cel mai potrivit pentru noi astăzi, care suntem păcătoși și toți suntem păcătoși, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar timpul potrivit pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu este astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, spune Biblia, nu vă pietriți inimile. Învățăm de la Domnul Isus această claritate în etapele din viața Lui. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun astăzi cu ocazia intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim este acesta. Isus Hristos este Rege. Câți dintre dumneavoastră vă bucurați că Isus Hristos este Rege? El este Regele nostru. El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, în versetul 28 din textul pe care l-am citit. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte. El este liderul. El este Regele. El este Domnul. Această narațiune a intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim seamănă foarte bine cu procesiunea întoarcerii unui cuceritor regal în propriul său oraș. O mulțime foarte mare îl însoțește pe acesta și este o procesiune triumfală. În jurul lui se aud expresii de laudă. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Modul în care el își alege măgărușul arată că el avea autoritate. Domnul are trebuință de el. Și împlinește o profeție din Vechiul Testament, din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Saltă de veselie fica Sionului, spune profetul. Strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. În versetul 10 din Zaharia 9 ni se spune că El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Isus intră în Ierusalim și se așează în mod deliberat în centrul procesiunii, așa cum spune teologul Tom Wright. El intră în Ierusalim ca un uragan să înfrunte furtuna vestului a Imperiului Roman și furtuna aspirațiilor iudaice. Regele nostru intră nu pentru a cuceri un regat politic, Roma, nu pentru a împlini aspirațiile naționale ale unui popor, poporul Israel, ci regele nostru, Isus Hristos, intră în Ierusalim pentru că vrea să cucerească un regat spiritual și prin moartea sa, el cucerește pentru totdeauna păcatul, moartea și diavolul. În a doua sa intrare triumfală, Iisus se va întoarce, dar nu pe un măgăruș, ci pe un cal alb, nu se va întoarce pentru pace și să ofere pace, ci se va întoarce ca să judece și să poarte un război. În Apocalipsa 19 găsim descris această a doua întoarcere a sa. Căci din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să o lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului, mânia prinsea tot puternicului Dumnezeu. Pe haina lui, spune în Apocalipsa 19, și pe coapsa lui avea scris numele acesta: Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Dragul meu, care ești astăzi la sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim, vreau să spun că Isus Hristos este Rege. El este Regele Iudeilor, El este Regele Neprihănirii, El este Rege suveran, Rege puternic, Rege milos, Rege pe vecie, Rege pe deplin sincer, nemărginit în har, împărățește puternic. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul Păcătoșilor. El este punctul central al civilizației. El este de neegalat, fără precedent. Este cea mai înaltă idee din literatură, cea mai mare personalitate din filozofie. Este miracolul viacurilor. El este singurul calificat să ne aducă mântuire. Oare cât de mult îl cunoaștem pe acest Rege? El dă tărie celui slab este aproape de noi și ne mântuiește. El împărățește și susține, păzește și conduce. El, regele nostru, vindecă bolnavii, curăță lepra. Regele nostru iartă păcatele, păzește și eliberează pe robi. Apără pe cel slab. El, regele nostru, binecuvintează tinerii. El, regele nostru, are grijă de cei bătrâni. El dă frumusețe celor smeriți. El este cheia cunoașterii, El este izvorul înțelepciunii, El este ușa către eliberare, cărarea către pace, calea către neprihănire, drumul spre fericire, poarta către glorie. Isus Hristos este regele nostru. Lumina sa este fără egal. Bunătatea sa nu are limite. Mila sa este veșnică. Iubirea sa este neschimbată. Cuvântul său ne este îndeajuns. Harul său este suficient. Domnia sa este neprihănită. Jugul lui este ușor. Povara sa nu este grea. Dacă îl cunoști, dacă ai auzit despre el, nu ți-l poți scoate din mintea ta. Nu l poți pierde. Nu poți trăi fără el. Farisei nu l-au suferit. Oamenii de lângă el nu l-au înțeles. Pilat n-a găsit nicio vină în el. Irod n-a putut să-l ucidă. Moartea nu l-a putut birui. Mormântul nu l-a putut ține. Acesta este Isus Hristos, regele nostru. Bucură-te de regele tău în această zi. El este regele tău și domnește peste viața ta. Invită-l ca și mântuitor și domn al tău personal. Un alt lucru pe care noi îl învățăm de la Domnul Isus în desfășurarea evenimentului intrării în Ierusalim este că noi trebuie să știm cine suntem și care este scopul nostru. Vă aduceți aminte de episodul spălării picioarelor ucenicilor. În Ioan capitolul 13 este descris lucrul acesta când cineva trebuia să spele picioarele ucenicilor și nimeni nu se oferă. Isus se scoală își pune ștergarul și se apleacă să spele picioarele ucenicilor săi. De ce? Pentru că știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, și că Dumnezeu îi dăduse toate lucrurile în mâini. Cu alte cuvinte, identitatea sa era clară. Și această identitate de Fiul lui Dumnezeu l-a făcut să se aplece la lucrurile cele mai de jos identitatea te ajută să faci lucrurile simple în viață, pe care nu le-ai face în mod natural. Te ajută să dai comătură pe strada morilor, să faci curățenie undeva unde nu te vede nimeni, dar tu știi că ai o identitate clară. Cele mai multe lupte interioare în viața mea spirituală le-am avut atunci când mi-am pierdut noțiunea identității mele. Pentru o perioadă în viața mea am uitat imaginea unui Dumnezeu care mă iubește. Și aveam o imagine a unui Dumnezeu în mintea mea greu de mulțumit, aspru, care întotdeauna este cu lupa după mine să vadă când greșesc. Aveam o imagine deformată a lui Dumnezeu în mintea mea. M-am luptat cu imaginea aceasta o perioadă bună de timp din viața mea. Mi-am reafirmat identitatea mea de copil al lui Dumnezeu, cine sunt în Hristos. Mi-am pus pe frigider pentru că frigiderul este locul unde mergem cel mai des din casă, mi-am pus versetele care afirmă identitatea mea, cine sunt în Hristos, ca să le văd, să le văd în fiecare zi. N-a fost ușor. A fost o luptă în viața mea. Și ceea ce este interesant și trist pentru un credincios este că atunci când îți pierzi identitatea, următorul pas este să te îndoiești de siguranță mântuirii. Pentru că cel care vine să-ți arate cine ești în momentul acela în care te frămânți cu tot felul de lucruri în mintea și în viața ta este Satana, care îți va spune că Dumnezeu nu te-a mântuit, că Dumnezeu nu mai are har pentru tine, că El nu te mai iartă, nu te mai primește și toate aceste lucruri care sunt minciuni din partea Lui. Greșeala pe care am făcut-o atunci este că mi-am definit identitatea în funcție de ceea ce fac în funcție de ceea ce nu fac sau am făcut rău și în funcție de ceea ce au spus cei din jurul meu despre mine. A vrea să spun astăzi, în ziua de florii, nu-ți lega identitatea de ceea ce faci bine, nu-ți lega identitatea de ceea ce faci rău, nu-ți lega identitatea nici de ceea ce spun cei din jurul tău despre tine, ci leagă-ți identitatea de ceea ce a făcut Hristos pentru tine, și de ceea ce spune Iisus Hristos despre tine. Identitatea pe care noi avem este aceea de copii ai Lui Dumnezeu. Iubiți de El și ne uitând că avem un tată iubitor. Acesta este adevărul fundamental al identității noastre câtă vreme vom crede că suntem copiii lui Dumnezeu și că Dumnezeu este un tată iubitor, atunci, în experiența noastră practică, zilnică, de credință, vom experimenta, vom, vom trăi ceea ce înseamnă o viață creștină biruitoare. Vom fi liberi și vom trăi o viață din belșug. Dar atunci când ne închidem ochii și refuzăm să trăim în baza doctrinei creștine, a identității noastre de copil al lui Dumnezeu, atunci vom trăi o viață încordată din punct de vedere spiritual, frustrată, pentru că nu reușim să fim buni prin noi înșine. Noi nu slujim pe Dumnezeu pentru a fi acceptați sau mai acceptați sau mai iubiți de El. Suntem acceptați și suntem iubiți de Dumnezeu în mod necondiționat. De aceea esența unei vieți creștine biruitoare înseamnă să știi cine ești în Isus Hristos. Satan va încerca prin multe mișloace să te convingă că ești o persoană bolnavă de păcat, nefolositoare și de neacceptat. Satan va încerca să te convingă că nu valorezi nimic în ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, prieteni, noi suntem copiii lui Dumnezeu, născuți prin credința în Isus Hristos și cel care este Tatăl nostru este Dumnezeu însuși. Noi respingem minciunile satanei și ne conformăm adevărului lui Dumnezeu, știind că Isus Hristos este Mântuitorul nostru și El ne dă identitate. Isus Hristos a știut cine este și ce are de făcut. A venit pe Pământul nostru să ne mântuiască să-și dea jer jerfa, viața ca jertfă pentru păcatele noastre și să mântuiască o lume întreagă. A chemat 12 bărbați pe care i-a învățat principiile împărăției lui Dumnezeu și le-a dat poruncă să facă ucenici din toate neamurile. A învățat mulțimile și le-a făcut bine. Și ce se întâmplă în viața noastră când nu știm ce avem de făcut? Ne dau alții. De să facem lucruri. Sau ce este mai trist este că ne victimizăm. Ceilalți sunt de vină, că nu fac ceea ce trebuie să fac. Dăm vin așa de ușor pe cei din jurul nostru pentru lipsa noastră de concentrare și lipsa noastră de inițiativă. Știți care este ideea care ne poate scoate din starea aceasta de a nu mai fi victime? Caută să slujești acolo unde te găsești și nu te mai plânge. Dacă te vei cheltui pentru binele celorlalți, dacă vei cheltui energia ta, timpul tău, resursele tare, vei găsi semnificație în slujirea celor de lângă tine. Nu e așa că te-ai simțit bine când ai slujit ieri și ai fost la această activitate organizată de Biserica Emanuel, când ai vizitat persoanele vulnerabile și le-ai oferit un cadou din partea bisericii? După ce ai terminat această implicare ta, Sufletul tău a avut semnificație. Și mai este ceva, ceva mult mai măreț, pe care poate noi, noi nu reușim să-l vedem în desfășurarea evenimentelor din viața noastră. Dumnezeu vrea să te folosească la un nivel la care te va uimi. Dumnezeu are un plan pentru tine, un plan măreț și vrea să aducă o trezire spirituală în familia ta prin ceea ce tu dovedești ca și creștin, ca și mărturie creștină. Și de multe ori la planul acesta măreț pe care Dumnezeu l-are cu noi, nu ne gândim. Dar atunci când ne folosește Dumnezeu pentru întoarcerea cuiva drag la sine, atunci ne dăm seama că Dumnezeu ne-a echipat pentru momentul acela, ne-a pregătit și ne-a folosit pentru ca cei din familia noastră să fie binecuvântați. Mergem mai departe în ziua aceasta a intrării triumfale Domnului Isus Hristos în Ierusalim, îl vedem pe Domnul Isus că plânge. Versetul 41 până la versetul 44. Pe de o parte evrei jubilează, iar pe de altă parte Isus Hristos își exprimă o întristare profundă o emoție de mare tristețe asociată cu pierderea sau durerea venită din adâncul ființei sale sfinte. Este uimitoare dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși, pentru poporul său, pentru orașul sfânt. În Biblie ne se spune că Domnul nostru Isus Hristos a plâns și ne se spune că a plâns de trei ori. A plâns la mormântul lui Lazar, găsim scris în Ioan capitolul 11, Iisus plângea. Cuvântul folosit acolo scoate în evidență faptul că el a vărsat o lacrimă, vorbind despre o expresie liniștită a durerii. A doua oară, când Evanghelia îl prezintă pe Domnul Iisus plângând, este în grădina Ghețiman. Când în agonia profundă, el varsă lacrimi, lacrimi amare care sunt amestecate cu sudoarea sa Sângeroasă. Și iată în textul de astăzi, atunci când vede orașul sfânt, metropola lui David, regele plânge. În atoștiința sa, el știe, el cunoaște că în curând Mesia va fi respins. Și cuvântul folosit descrie bocete și lamentări pentru morți. Într-adevăr, Ierusalimul, Ierusalimul acesta, într-un fel, mort și va rămâne mort. Iisus făcuse multe minuni pentru oameni și le arătase clar evreilor din Ierusalim cine era și totuși aceștia au refuzat cu fermitate să audă, să vadă și să creadă că El este Mesia. Iisus a plâns pentru respingerea arătată față de El, a plâns pentru tragediile care vor urma în această națiune, în anul 70 după Hristos, după un asediu de 143 de zile, romanii ar ucide, spun unele rapoarte, până la un milion de evrei și ar fi luat mii de prizonieri. Acest oraș, aproape de inima regelui și drag inimii lui, va ajunge un oraș de ruină care îl va respinge. Și ce învăț de aici, din episodul acesta al faptului că Regele a plâns, Teatrul Mulțimii nu îl impresionează pe Isus. El plânge știind că se va întâmpla un spectacol ieftin din partea Mulțimii. Peste doar câteva zile, această Mulțime care strigă O sana binecuvântată este cel care vine în numele Domnului, această Mulțime va striga Răstignește-l, răstignește-l la moarte cu el. Ce schimbare! Ce sentimente schimbătoare! Isus știa că toate laudele lor care răsunau în urechi erau goale. Știa că intrarea sa plină de bucurie în Ierusalim va fi urmată de o procesiune îngrozitoare când îl vor duce la cruce pentru a-l omorâ. A fost un spectacol în care Isus Hristos a văzut adevărata esență. Mă îngrozește! Această schimbare de atitudini din partea mulțimii. Mă gândesc cât de schimbător pot fi de la un moment la altul. Cât de ușor pot fi manipulat și de influențat de cei din jur. Și cu toate acestea, în tot acest potom de lacrimi pe care Isus îl are pentru orașul sfânt, nu a existat nicio lacrimă pentru sine, pentru propria sa moarte. Și lucrul acesta înseamnă ceva puternic din personalitatea sa. Lacrimile au fost pentru Ierusalim, pentru pedeapsa Ierusalimului. Așa cum a spus el mai târziu, Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Și ce mai învăț din episodul acesta, când Iisus Hristos plânge pentru Ierusalim? Că pacea adevărată o găsesc doar în Hristos Iisus. Ierusalim, numele acestui oraș înseamnă orașul păcii, temelia păcii. Și ce este trist, că a venit prințul păcii să ofere Ierusalimului pace. Iar evreii au respins această pace. Nu aveau nicio idee că pacea adevărată, adică pacea cu Dumnezeu, vine prin prințul păcii, prin Fiul lui Dumnezeu. O pace autentică care vine din cunoașterea lui Dumnezeu, o pace între creație și creator, Mesia, prințul păcii profețit. Un alt lucru pe care îl învăț este să nu pierd ziua cercetării mele. Iată ce spune Mântuitorul în versetul 42 din Luca 19. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar astăzi. Astăzi când intră Domnul Isus Hristos în Ierusalim, în orașul păcii, evrei aveau o din Daniel capitolul 9. Evreii aveau promisiunea din Zacaria, că Mântuitorul, Mesia, va veni călare pe mânzul unei măgărițe. În Daniel, capitolul 9, Profetul spune că va trece, vor trece 70 de săptămâni până la venirea unsului, până la ispășirea păcatelor. Iar comentatorii biblici spun că aceste 70 de săptămâni reprezintă 490 de ani. Și de, de la decretul pe care îl dă împăratul de plecarea evreilor spre țară din Neemia până în anul 32 sunt... 70 de săptămâni sau 490 de ani, evrei știau, calculau așa de bine datele, și ar fi trebuit să știe că ziua aceea și modul în care Isus intra pe mânzul unei măgărițe era ziua când Mesia vine și, -și instalează Regatul. Și totuși, nu se întâmplă așa. Cu toate evidențele acestea, cu profețiile din Vechiul Testament împlinite sub ochii lor, evrei îl resping pe Mesia. Dragul meu, toate lucrurile pe care tu le experimentezi în viața ta nu sunt la întâmplare. Toate converg spre momentul în care tu trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu. Nu ești la întâmplare în locul acesta. Nu asculți mesajul din dimineața aceasta în, într-un mod întâmplător. Veșnicia ta este decisă de modul în care te vei raporta la ziua cercetării tale. De aceea, nu pierde ziua aceasta. predă lui Dumnezeu trecutul tău păcătos, pentru că nu știi cum să scapi de el. Uneori, trecutul nostru este un bun profesor pentru noi. El este modul în care Dumnezeu vrea să ne smerească și să recunoaștem că nimic bun nu locuiește în noi. Așa că te invit astăzi, în ziua aceasta atât de frumoasă, ziua intrării Domnului Isus în Ierusalim, să nu pierzi ziua cercetării tale. Și să recunoști că bunătatea lui Dumnezeu, care s-a noit și astăzi față de tine, te îndeamnă să te pocăiești te îndeamnă să te ridici din starea pierdută, fără Dumnezeu, fiind în răzvrătire față de El și să-ți întorci fața spre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, te încurajez să umbli cu Dumnezeu. să lași pe Isus Hristos să domnească pe deplin în inima ta și să vorbească prin tine pentru cei din jurul tău. El a investit în tine lumină, ai investit în tine darurile sale, valorile sale, și le-ai investit cu un scop, ca prin tine, prin mărturia ta și prin viața ta, alte persoane să fie binecuvântate de tine. Și lucrul acesta este extraordinar. Să fii folosit de Dumnezeu în planul său pentru mântuirea celor de lângă noi. Și mai este ceva. Ziua Cercetării pentru cei dragi ai noștri. O va aduce Dumnezeu prin noi. Ziua cercetării lui Dumnezeu pentru cei dragi din familia ta o va aduce Dumnezeu prin tine. Dumnezeu să descoperă colegilor tăi, prietenilor tăi, prin tine. Este uimitor. Este extraordinar să fim folosiți de Dumnezeu în planul său. Isus Hristos este regele care plânge. Eu nu știu ce sentimente ai când te gândești la persoanele care nu-L cunosc pe Hristos. Eu nu știu ce trăiești. Eu nu știu ce inițiezi. Dar ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu este că nu trebuie să pierdem ziua cercetării. Vă mi să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vă invit să îi scriem pe listele noastre de rugăciune, să folosim listele de rugăciune și să scriem aici numele persoanelor pentru care vrem să ne rugăm în următoarele zile, în următoarea perioadă, pentru mântuirea lor, să cunoască ziua cercetării și Isus Hristos să fie pacea lor. Pacea, doar Isus poate aduce pacea în sufletele lor. Te invit să te bucuri de Hristos în ziua aceasta de flori și să afirm că El este rege. Aș să cântăm piesa aceasta acum la final, invit echipa de închinare, să cântăm Iisus este rege. El a venit ca rege, a trăit ca rege și El este rege pe deplin, rege suveran. În ziua de flori, regele nostru este regele Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te de El. cântă din toată inima, proclamă o sana binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Iisus Hristos este regele. Vă bucurați de regele Isus? Dragii mei, haideți să-i cântăm din toată inima și în același timp să ne gândim la cei de lângă noi care nu-L cunosc pe El. Gândindu-ne și rugându-ne, Doamne, pe cine vrei să scriu aici pe listele acestea? Sunt persoane pe care poate le-ai mai scris sau persoane poate pe care le-ai scris astăzi pentru prima dată. roagă de pentru ele și mijlocește înaintea Domnului ca Dumnezeu să le deschidă ochii, să vadă cât de mare este El și cât de iubitor și milos este El. Această zi este ziua cercetării pentru noi și pentru cei dragi ai noștri.